Bună dimineața! Eu sunt Stella, pentru cei care nu mă cunoașteți și sunteți prima dată pe canalul ăsta. Suntem în a șaptea zi din cele 40 pe care mi le-am propus să vă le prezint în fiecare zi, ce facem noi mai exact ca să scăpăm de ceva kilograme în plus. Astăzi la cafea am ales un subiect să-l discutăm, un subiect care probabil mulți deja vi l-ați pus așa ca semn de întrebare: ce reprezintă bogăția în 2020? Ce înseamnă să fii bogat în 2020? Probabil deja ați observat că energia banilor a început să se schimbe anul ăsta. Ceea ce acum 2-3 ani reprezenta ceva important, în 2020 nu mai reprezintă. Și noi automat trebuie să ne adaptăm la ceea ce urmează. Ceea ce a fost nu va mai fi, dar ceea ce urmează, urmează și noi, la rândul nostru, să ne modificăm odată cu valul care vine peste noi. Ce înseamnă să fii bogat? Dacă până acum cineva te întreba ce înseamnă să fii bogat, probabil mulți dintre dumneavoastră o să-mi spuneți să ai o vilă mare, să ai o mașină cu nu știu de care, cât ai putere, să ai un computer foarte performant, să-ți permiți vacanțe exotice, nu mai știu. Fiecare pentru dumneavoastră reprezenta bogăția, o chestie ceva materială, ceva imensă, ceva care nu oricine are. Da, și eu la rândul meu gândeam așa, să nu credeți că sunt de pe altă planetă sau poate sunt, nu știu. La fel gândeam și eu. Dar iată că 2020 vine cu așa ca un clopoțel, ca o schimbare și bogăția de acum încolo se va modifica, automat energia banilor se va modifica. Și ce am observat eu, ce înseamnă să fii bogat în 2020? E bogat cel care produce mâncare, în primul rând, cel care are. Imaginați-vă că suntem cu o valiză mare de bani, mulți bani, câteva milioane, nu știu, ce vă puteți imagina dumneavoastră. Și dintr-o dată a venit o altă creatură, ne-a luat și ne-a mutat pe un alt spațiu, pe o altă planetă, să zicem, da? Un exercițiu de imaginație. Și am ajuns pe planeta aia, dar avem valiza aia noastră cu plină, cu milioane de dolari, să zicem, sau de euro, care vreți, din aur, ce vreți, imaginați. Și suntem pe planeta aia, și acolo, astea sunt niște nimic, adică nu reprezintă absolut nimic. În momentul ăla, cine ești? Nu mai ești bogat. Ești nimic, nu poți să faci nimic cu aia. Acolo mâncarea e altceva, tot ce este în jur e complet altceva, deci automat, cine dă valoare la ceea ce avem noi? Noi înșine, prin ce schimb putem face cu acel ceva, cu acea hărtiuță, ce putem face, da? Deci este un schimb energetic. Bun, în 2020 și de acum încolo, cei care pot produce mâncare sunt oameni bogați. Cei care au idei sunt oameni bogați. Cei care au familie sunt oameni bogați. Eu foarte mulți ani am meditat pe chestia asta, adică mereu am promovat familia. Cumva am intuit și mi-a plăcut chestia asta și am simțit-o. Sunt bogați cei care au familie, deși am fost considerați și suntem considerați foarte mulți, adică mulți ani la rând, din 2000 încoace, tot s-a promovat ideea asta de a fi singur, că nu e important să ai familie, că e mai bine când nu ai copii, că e mai bine când ești singur, poți călători, nu depinzi de nimeni, poți face absolut orice. Niciodată n-am fost de acord cu chestia asta, întotdeauna am considerat că o familie numeroasă este o bogăție, este o avere adevărată atunci când ai oameni lângă tine. Și această pandemie ne-a demonstrat chestia asta. Și mi-a plăcut foarte mult la greci ideea asta lor, cum ei își așează familia, adică stau toți împreună și a fost de mare ajutor. Imaginați-vă, eu fac parte dintr-o familie care jumătate din ea suntem aici în Grecia și cealaltă jumătate este prin lume.
Dacă luăm de pe linia mea maternă, de pe mine, să zic așa, mama este la 4 km de mine. Pot să zic că suntem aproape. Tata este în Republica Moldova, deci nu mai este lângă mine. Fratele meu este în Republica Moldova, care la fel nu mai este lângă mine. Nu ne putem ajuta, nu putem să fim aproape. La fel și Cătălin. Părinții lui la fel nu sunt cu noi, sunt în Viena. Iarăși sunt la mii de kilometri care iarăși nu putem să ne ajutăm reciproc. Nu putem să ne susținem într-un caz. Ce e important în cazuri grele, e foarte important când suntem mulți cei care ne putem ajuta reciproc. Fie prin servicii, fie prin mâncare sau multe alte chestii, sfaturi și așa mai departe. E foarte important. Deci în 2020 familia reprezintă o bogăție. Oamenii, nu neapărat să zicem frate, soră, dar dacă aveți în jurul dumneavoastră persoane de încredere, persoane care pot să sun la orice oră și să vină, care stă cu tine în casă, care locuiți împreună, sunteți un grup de persoane care vă acceptați, vă ajutați, vă susțineți, deja sunteți un om bogat. Dacă aveți o meserie care poate fi de folos în aceste timpuri, deja sunteți un om bogat. Dacă aveți niște idei care le puteți împărtăși și ideile alea, ele dau naștere cumva evoluții umanității care pot fi de ajutor în această perioadă. Deja sunteți un om bogat, aveți acele idei. Nu mai reprezintă bogăția. Ce folos să zicem că ai un calculator mega, mega performant și ești într-un oraș sau într-o localitate unde s-a oprit curent? Ce faci? Nu faci nimic. Să zicem că ai o mașină foarte scumpă, luxoasă, nu mai ai benzină. Sau nu mai ai voie să te deplasezi cu ea. De exemplu, cum acum cu interdicțiile, că nu avem voie să umblăm de colo-colo. Și ce dacă ai mașină și ai benzină ea, dar nu ai voie să umbli? Ce faci cu ea? Te duci la ea. Deci ea nu mai reprezintă o bogăție. Deci, vedeți, lucrurile se schimbă. Și schimbarea asta, deși noi greu reacționăm la ea și chiar eu, să nu mă dau avion, că nu sunt avion, greu accept ceea ce mi se întâmplă, dar ceea ce mi se întâmplă, se întâmplă spre binele nostru. Vreau să, ca un sfat, dacă aveți posibilitate să trăiți la țară, aveți o palmă de pământ, lucrați oameni buni, veți ajunge bogați. Cei care în ziua de azi dețin o proprietate, dețin un teren, terenul care poate fi lucrat, care puteți să vă alimentați familia de pe acel teren, deja sunteți un om bogat. Sănătatea. Sănătatea în 2020 reprezintă o mare bogăție. Este cea mai mare bogăție de acum încolo să ai un corp sănătos. Aveți grijă de dumneavoastră. Întrețineți-vă. Aveți grijă de corpul dumneavoastră. Alimentați-vă sănătos. Faceți mișcare. Ceea ce și eu, la rândul meu, vedeți că prin vlogul ăsta care l-am pornit eu 40 de zile, mesajul meu ăsta este cel mai important. Să fim sănătoși. Pentru că sănătatea reprezintă cea mai mare bogăție de acum încolo. Câștigă cel care este sănătos. Degeaba ai tu vile și stai singur în ea și acum nimeni nu vine să te vadă, să afle de tine. Degeaba faci toate astea. Stați așa, să vă arăt aici, am un poț. Să mă duc aici. Mi-e fură micul dejun ăsta. Vreau să-mi iau omletă. Stai aici cu mine. Vine și pe o parte, și pe alta, și pe sus, și pe jos. Vreau să ne lasă fără omletă. Degeaba avem toate astea, dacă nu avem cui să le lăsăm, nu avem cu cine să împărtășim toate astea, ce folos? Prețuiți familia, prețuiți oamenii de lângă dumneavoastră, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și atunci, cu siguranță, vă veți simți cel mai bogat om. Eu mă simt bogată. Eu în 2020 mă simt bogată. Am o familie frumoasă, numeroasă, care ne acceptăm, ne iubim și ne răbdăm unii pe alții așa cum suntem. Mă strădui de sănătate. Să avem grijă, la rândul meu am grijă ca copiii să-mi crească sănătoși pentru mine. Asta a fost primul cel, atunci când i-am ajutat să vină pe lumea asta, le-am dat acel coridor, să-i zic așa, ca să intre în lumea asta, m-am străduit să le ofer acel spațiu
în care să crească sănătos, acel mediu în care să se dezvolte sănătos. Ceea ce vă urez și dumneavoastră, să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. În primul rând de sănătate. După aia le luăm pe rând toate. Deci dacă faceți parte din cele enumerate de mine, să știți că sunteți un om bogat în 2020. Acum să vă zic ce mâncăm noi în 2020, în aprilie, în a 7-a zi de provocare pentru noi. Avem o omletă. O omletă, ouă, brânză și cu două rușioare. Și cafeluța nelipsită dimineața, care îmi place foarte mult și m-am obișnuit niciodată, nu m-am gândit că o să-mi placă o cafea din cereale. Dar mi-am făcut un setup aici și a acceptat. Procesorul a zis că e ok, merge și asta și uite că se poate și cu cafea din cereale și care nu provoacă aciditate la stomac și mă simt perfect dimineața, îmi place să-mi beau aici cu Cătălin pe balconul ăsta nostru și să mă bucur de soare, de timp frumos, de cer senin și să mă simt bogat în 2020. Vă pup și ne vedem mai departe, vă arăt ce facem noi astăzi. Am sădit ieri flori și astăzi au ieșit motani. Ca să vedeți ce flori magice am eu în grădină și cum din flori cresc pâțe. Mamă, dar cine simțit ești? Eu mi-am pus florile aici ca să vedeți cât tupeu motănesc are. Așa, la noi pe balcon cresc motani. Sunt Stella Stradular. Cărțile mele le puteți comanda direct la editură, la numărul de telefon afișat pe ecran. Prima carte vă prezint, e o carte de bucate, Secretele aluatului. Peste 100 de rețete de aluaturi, cel mai multe rețete de aluat le găsiți anume în această carte. A doua carte, la fel, pe care am scris-o sub pseudonimul Castela, este un roman autobiografic, Iubirea noastră, puterea noastră. Cu siguranță aveți de învățat foarte multe din această aventură a vieții. Și a treia carte pe care vă sugerez este romanul Salvat din întuneric, la fel, cu o poveste inedită. Cătălina aici ne-a gătit niște spaghetti carbonara super, super delicioase, de-abia aștept să mâncăm. Pe canalul culinar Stella Stratulat Rețete găsiți acolo exact cum gătește domnul Cătălin. Mâncăm și după aia mergem să ne plimbăm, deci nu plecați, rămâneți aici cu noi, că vă plimbăm astăzi. Să vă arăt pe ce am cheltuit la Lidl, 32 de euro. Deci am luat un ulei, ulei de floarea soarelui, am luat două baxuri de apă, un sac de pământ, am mai luat lapte, crema Galactus, adică de asta frișcă, am mai luat brânză Philadelphia, unt, iaurt, o pungă de fructe din alea congelate, care vreau pe la sfârșitul, aproape de weekend, vreau să gătesc un dulce și nu le găsesc mereu, de aia le-am luat de acum, banane, bacon am mai luat și 3 beri, cam astea, și am dat 32 de euro pe astea. Și am mai cheltuit la carne, deci am luat de 19 euro, am cheltuit, am luat un kilogram 300 de fripturi din alea din piept de porc și piept de pui, am luat un kilogram pe care l-am făcut farș și pe astea am dat 19 euro. Să vă zic ce am pățit. Mi s-a spart robinetul în baie de la mașina de spălat și de fapt s-a blocat aseară inițial mașina de spălat. Nu știu, am văzut-o că nu mai scoate apă, probleme. Am oprit-o, Cătălina a zis să curăță filtrul. Când a scos filtrul, s-a rupt robinetul. Bine, tu știi mai bine, zi tu. Exact cum ai spus. Da, deci ni s-a rupt robinetul care unește apa la mașina de spălat. Așa, și acum suntem la ora 7 seara, nu știm ce magazine vom găsi, cred, nu știu dacă găsim ceva, în baie am umplut baia cu apă pe acolo, deci e foarte distractiv, aici în general la Greci sunt făcute instalațiile, sunt făcute jalnic, toate astea, e sub orice critică cum au ei toate unite și cum așa sunt făcute aiurea tare. Făcute în urmă când au făcut blocul, în urmă cu 40 de ani, de atunci așa e, n-au mai schimbat nimic. Exact, ce țin, nu țin la chestiile astea, adică nu le place sau
sau chestii care nu fac. Nu schimbă țevi, nu schimbă robinete, genul ăsta de activități nu le practică. Și știți, vă ziceam eu, nu mai știu, dimineața trecută v-am zis despre momentul în care încep să practici Ho'oponopono, adică încep să, așa, apar diverse chestii din astea, cum le zic eu, efecte adverse, da? Fie în sănătate, fie în casă, poate să strice ceva, poate, adică se deblochează energia. Și ca să vedeți ce-am pățit. Deci, da, mașina este nouă, are 2 ani de zile, nu este o mașină veche, de spălat, s-a blocat, s-a rupt acum robinetul, adică trebuie să schimbăm robinetul acolo, să vedem dacă găsim astăzi pe magazin ceva, dacă pune. Deci e foarte distractiv. Asta se întâmplă. Cei ce n-au pus în calcul ăștia când au dat legile să stăm în casă, că în casă când stai, mai pățești și din astea. Oamenii mai pățești și din astea. Se mai strică ceva care trebuie schimbat sau lucruri. Adică, na, asta e viața. Ca să vedeți că avem și noi din astea. Suntem oameni normali cu probleme normale care au oamenii normali atunci când ai o casă, când ai familie, când ai copii, când nu ești doar în deplasare. Deci acum căutăm aici să vedem ce găsim și nu știu de ce te-ai băgat pe cartier, că eu nu țin minte aici să văzut vreodată vreo magazin. Nu țin minte că am văzut. Vă rog frumos să vedeți masă, Cătălin, cât de fericit e. Să nu vă zic cât de bubă. Deci e un mare buboi, bubu mare. Mergem să căutăm robinete. Ca să vedeți că Dumnezeu ne iubește. Gata, am rezolvat. Astea sunt robinetul, un adaptor și asta este telefon de izolare. Omul are un magazin, dar nu dă voie să deschidă. Normal, el n-are voie, dar având scara și apartamentul lui deasupra, el și-a lăsat numărul telefonul sus, dacă ai nevoie, cobori și intri prin scară. Practic asta... l-am luat pe sub mână, cum se zicea pe timpul Ceaușescu. Da, mai, uite, asta vreau să zic, uite ce înseamnă mici întreprinzători. Nu. De ce vor ăștia să distrugă micile afaceri, înțelegi? Uite, de-aia, pentru că oamenii se pot ajuta unii pe alții. Pe când, uite, vezi, practic, ieri toate magazinele da, astea alate, sunt închise și uite, ai nevoie de ceva, gata, nu interesează. Pe când, când este un mic întreprinzător, că e un furn, adică cum au ăștia, brutării locale, magazinașii din astea mici, comunitatea se poate ajuta între ei, tocmai despre ce am vorbit eu dimineață, da? E foarte important să ai o comunitate, să ai oameni care te cunosc, cu care poți să faci ceva, te poți ajuta reciproc, cu servicii, cu ceva. Uite, eu îți dau aia, tu îmi dai aia altă. Dar ce vor să facă ăștia? Ăștia, de fapt, vor să distrugă familia. Că asta înseamnă o familie începând de la mamă și tată până la orașul în care locuiești, în orășelul, în satul, în comuna, unde ești, aia tot este o familie. Dar foarte mult contează să existe aceste relații, oamenii care își fac rău unul la altul, sau oamenii care știu, băi, ăla e om rău, ăla nu va fi ajutat. Ăla va fi lăsat acolo într-o parte, nu o să-i piese nimănui. Foarte mult contează să țineți legătura cu oamenii, să fim oameni noi cu noi, să fim oameni, să ne ajutăm reciproc, să ne respectăm. Uite aici, ne-am dus, a sunat, a lăsat telefonul, a luat robinetul și uite, ora 8 deja, 7 și ceva, aproape 8 seara, da? Ce șanse aveam noi să găsim la ora asta să ne rezolvăm treaba? Acum mergem acasă, Cătălin, ar dreapă. Mergem, da, mergem să ne distrăm în baie. Nu mai ești la plimbare nici azi. Nu știu, poate păi mai e pe seara. Plimbare. Păi după ce termin, la pas cine apărat cu bicicletele, putem să mergem și pe jos. Vă arătăm orașul noaptea, dacă reușește Cătălin să facă, să facă în baie. Da, nu vi-l filmez că lucrează, că o să fie ca în bancul ăla al lui Ulski, da? Mamă, ce a zis tata? A zis prostii? Sau cum tu știai? A zis prostii sau ce a zis? Cum zicea? Ce a zis tata când a căzut din pod? Păi mamă, ce să zic, ce copilul? Pot să zic și vorbe urâte, ce nu? Să nu te aud cu vorbe urâte? A, păi tata nu a zis nică? Exact așa, eu nu-l filmez pe Cătălin, că... După aia să zic că nu a zis nimic, dar zice mult. Zice mult de când lucrează. Am terminat cu robinetul. Acasă a reușit că pe l-am montat, am ieșit la sărit toată familia. Este ora 9 seara. Deja afară este noapte.
Am ieșit și cu cățelul. Nu v-am plimbat astăzi, dar am zis să stau un pic de vorbă cu dumneavoastră. Vorbeam mai devreme cu familia și am zis că stați, așteptați, că mi-a venit ideea și filmăm și în același timp vă zic și dumneavoastră ideea care o am. Sigur am să le zic lor, vă zic și dumneavoastră. De multe ori primesc în comentarii de la dumneavoastră genul acesta, Stella, nu lua în seamă, sunt oameni răi, mai bine nu le acorda atenție, genul ăsta, știți, dumneavoastră ce îmi scrieți atunci când cineva lasă comentarii din alea pline de venin, pline de frustrări și așa mai departe. Și aici nu vă dau dreptate și vă zic de ce. În momentul în care o persoană rea este încurajată să facă acel lucru și încurajăm prin ce? Prin felul, noi am fost educați foarte greșit, adică permanență să zicem că vai că să iertăm, să lasă-mă că merge așa, să noi să fim mereu amabili, foarte, foarte persoane educate suntem și de ce să acordăm atenție unei persoane rele? Păi știți, persoana respectivă, în momentul în care noi răspundem cu binețe, este încurajată să continue acel rău, să nu curăște în lume. Astfel de persoane trebuie tăiate de la rădăcină. Răul trebuie tăiat, nu încurajat. Și aici vă dau un exemplu, de exemplu, cum le-am zis la copii, am început să le zic, m-am pornit de la cățel și după aia am zis, stați așa, să nu pierd ideea, filmăm și în același timp o să auziți ce văd. Să zicem, eu am luat un biscuite și dau lui Lucky, când Lucky îmi dă mie labă. Ea ce înțelege? Înțelege că este e bine ceea ce face. Dar dacă eu i-aș da lui Lucky un biscuite când Lucky a făcut, să zicem, un tita mai târla în mijlocul casei, da? Și eu mă duc și dau biscuite. Ea atunci va înțelege că a făcut bine. Și nu este ok treaba asta. Exact așa se întâmplă cu o persoană rea în momentul în care ea lasă un comentariu sau face un rău și noi iertăm. A ierta oameni buni nu înseamnă a încuraja. A ierta înseamnă să nu mai faci tu rău, să nu-i porți pică, dar nu înseamnă a ierta, că eu am iertat foarte multe persoane, să știți, la viața mea. Mama de fiecare dată, de mică, m-a învățat, iartă, Stella, că omul cel care mi-ai deșteptă la iartă, că ești puternică, iartă, lasă de la tine. Mereu am auzit replicile astea de la mama, lasă de la tine, că tu ești puternică, că tu poți, că ăla altul nu poate, dar tu poți, lasă de la tine. Și de câte ori am iertat, persoanele respective au continuat. Au continuat să fie nesimțite, au continuat să se urce în cap, au continuat de fiecare dată. Și nu sunt de acord. Răul trebuie tăiat, nimicit, distrus. Nu trebuie să existe, da? În momentul în care... Păi, vă dau alt exemplu, că eu vorbesc uneori, vorbesc așa mai teoretic, dar îmi place în același timp exact cum le explic la copii. Cu exemple, ca omul să înțeleagă și omul cel de rând care mă privește, să mă înțeleagă toată lumea. Să zicem, vine o doamnă așa, foarte emancipată la dumneavoastră și, vai, doamnă, știți? Da, ați luat în greutate, probabil trebuie să mergeți și la estetician, că parcă au apărut prea multe riduri pe față, v-ar fi benefic acolo și o cremă antirid, că nu prea arătați bine. Și noi, cum suntem învățați să răspundem? Vai, doamnă, vă mulțumesc, da, într-adevăr, am pus ceva kilograme în plus, vă mulțumesc că m-ați atenționat, așa suntem învățați să răspundem. Nu, la o astfel de doamnă se răspunde felul următor. Dumneavoastră în oglindă v-ați uitat dimineață. Nu vedeți că și dumneavoastră n-a arătat tocmai bine? De ce mă vedeți pe mine? În mine vedeți înseamnă defectele dumneavoastră. În astfel se răspunde la un răspuns din ăsta foarte evoluat, de la o doamnă foarte educată. Foarte educată îi răspundem înapoi, să-și vadă de lungul nasului. Și cu asta vă pup și vă iubesc și vă mulțumesc că ați fost lângă noi și de această dată și vorbim mâine dimineață la cafea.